Hai să facem brigadă, să ne distrăm la grămadă. Casla, neața, le mulțumim tare mult că au venit alături de noi. Domnilor, poftiți în față, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. După cum ați văzut în centrul videoclipului, epicentru, aș putea spune, trainerii vocali de la X Factor, Leoacă și Cernea, desigur, măritată. Practic doar Crina, oricum Crina e foarte supărată că n-a fost invitată la videoclip. Doar Crina mai lipsea și erau toți acolo. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! De unde vine piesa aceasta și mai ales încotro se duce? Piesa vine din Cotroceni, din studio. Da. Și se duce în eter. Aveți studioul la Vilău? La Vilău, da. În Cotroceni? La Vilău, păi a muncit tata lor când ei era mai mici și a făcut avere și a luat Vilău, da. Da. Știu și un masaj erotic lângă, să știți. Cine își permite în Cotroceni? Președintele? Voi? Să nu mai glumiți. Deci piesa vine din studio. S-a născut de curând sau o aveți de mult în sertar? O avem de mult în sertar. De vreo jumătate de an, cam așa am început să lucrăm la ea. Da, Mihaela ne tot roagă. Pă, băieți, vă rog eu frumos. Haide că zice lumea că ne-am desfințat. Hai să mai lansăm o piesă, că avem niște piese, hai să le terminăm pe piesele pe care le avem, așa. Că zice lumea că ne-am desfințat. Chiar și acum zicea, dar stați unul mai în stânga, unul mai în dreapta, Vlăduț și Florin. Și noi nu stăm unii lângă alții, că dacă stăm unul hăi și unul cea, o să zică lumea că suntem certați. Sau despărțiți. Nu, noi nu ne-am desfințat, da. Noi nu ne-am întrerupt activitatea, decât într-un mod benevol și anume am simțit nevoia să ne luăm o pauză, care din păcate s-a tot prelungit, că ne-a plăcut. Îmi place mie pauza. Dar nu ne-am desfințat, pur și simplu n-am mai creat, n-am mai avut... Ați lăsat motoarele mai puțin turate, cum se zice. Da, și acum ne reîntoarcem într-un mod foarte relaxat. Ușor, ușor. Da, fără casă de discuri, fără la-la, am constatat că n-avem de fapt un PR, că noi ne-am pus propriu PR întotdeauna. Da. Și că devine ușor dificil fără un online. Noi am neglijat Facebook, lucrurile astea, ani și ani de zile. Am fost mai old school așa, nu prea ne-a interesat. Iar acum, fără astea, da. Ne-au ajutat diversi prieteni și am înțeles, domne, trebuie să fii pe online, dacă nu ești pe online, nu păi, există. Păi, dar nu, Cuberu este cea mai vie dovadă. Da, a încercat fără online, viața lui intimă s-a dus naibile, a prins mai urâte. Acum, de când pompăm pe online, are și el șansa lui, cu drăguțe. Avem treabă, vezi că începem. Noiembrie, nu. Vezi că da. Nasol. Da? Am auzit. Avem unii de trebuie, ai de mine, nici dacă cu patent, nu. E... Am auzit că până în 20 de ani e bătălia grav. Avem super voce tinere și asta se va vedea. Noi începem să tragem de duminică. Pe Facebook aflați cum puteți să veniți în sală, să vă uitați la noul juriu, dar mai ales la noile voci care vin pe scenă. Trupa clasă așadar nu a dispărut și nu se transformă. Ei sunt tot acolo, au piesă nouă pentru vară. Să aveți o...